Bună dimineața și vouă, celor 17.000 de subscriberi aici pe YouTube, pentru care lucru vă mulțumesc. 17.000, suntem mulți și suntem buni. Din suflet vă mulțumesc, pentru cafea nu vă mulțumesc, că n-a donat nimeni pe buymeacoffee.com/nicubendea, dar se poate, dacă reușiți să plătiți factura pe august, reușiți să donați și o cafea. Nu-i nicio grabă nu este. Toate bune, toate frumoase, a? Elevii s-au întors în bănci și părinților. Pe la bani, să se împrumute. Pe la ce facturi ne-or veni, la cât costă acum să-ți faci cămara pentru toamnă, ai nevoie să intri un pic în bănci, nu? Nemții ce-or zi, zice, gata cu consumul de gaz, trecem pe sobe, o să încălzim cu lemn. Păi da, că nemții au lemn. În pădurile noastre. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ce a zis? Asta e mai incolor, mai insipid decât apa de pe somie. Și ce a zis? Zice, și eu când ies din casă, sting becul. Super, din puțul gândirii. Și după ce faci caca, tragi și apa, domnul ministru, nu? Foarte deștept, foarte deștept. buymeacoffee.com/nicubendea. Astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Frumuseții. Dar nu o să zic nimic despre Bianca Drăgușa, nu? O să zic despre Lidia Buble, sau cum îi zice Vrânciu, Lidioara Bubele! Lidia Buble a fost la emisiunea, sau încă e la emisiunea aia, sunt celebru, ce pizda mă se caută acolo, sau cum îi zice, un fel de Survivor, dar fake, mă. Deci, sunt celebru, scoate-mă de aici față de Survivor, e ca Jiscu față de Ikea. Ați prins-o? Numai cu imbustră, bă. Ha! Doamna, Donșoara Buble au zis că a fost whack, a fost nu știu ce, că s-au rugat frații și au zis amin, Doamne ajută-i să mănânce tarantula, că dacă nu mănâncă o tarantulă. Dar pe ce-i pasă? Că să stai în Dominicană vreo 3 luni de zile, să ai becul stâns acasă, să ai gazul stâns acasă, ai mâncat tarantule. Și poate vreo două, ce să faci? Asta e viața. Ziua Mondială a Frumuseții. Păi e și Bia Khalifa cu ea. E și Bia Khalifa. Aia nu poartă fel de haine pe ele. Bia Khalifa, pe ea, are numai niște frunze acolo. Bia Khalifa e femeie sau... E frumoasă. Pe OnlyFans, pe ce? Trebuie să ne facem și de ăla. Când au văzut-o, da. La fizicul nostru speriem OnlyFans-ul. Da. Facem... No, cu râsul ăsta să vezi. 10 comentarii. Fute-ți-ai foca. De ce nu-l dai afară? După cafeaua de vinerea trecută, când ai strâns vreo 20 de la mulți ani, acum de la afară, de cel mai ții, asta e. Bia Khalifa, da, are dreptate. Când a văzut ăsta Palade, săracul Palade, cum e el, cu mustăcioara lui și cu părul așa, când a văzut-o dezbrăcată, mama a băgat 2 infarcturi. Păi voi duceți acolo la sunt celebru, omoară-mă aici. În schimb, Adela Popescu lângă Cabral, cred că are viață bună. Ziua Mondială a Frumuseții, Simona Halep divorțează de Toni Iuruc. Mă. Dar după ce s-a meritat? Divorțează, nu știi, alo! Au făcut cununia civilă și urma religioasă în noiembrie și divorțează. Ce, te-o chema la nuntă, Robi? La săptămâna trecută ai făcut cafea despre nuntă. S-a răzgândit femeia ce? Având în vedere că în ultimele 3 luni n-am filmat nimic cu ajutorul lui Robi, că n-am avut bani, 3 luni, în termen de internet, trec ca numai ieri. Da, vorba lui Țiriac. N-a avut acordată racheta bine de Iuruc. Mă, aia a român, nu machidoni. Aia nu se căsătoresc din dragoste, se căsătoresc ca să-ți țină acolo pământurile, averea. Eu i-ați văzut cum o săriți, deci că era mă la, nu? Din Beiuș? La ceva nuntă? Cu autocarul? Ceva pleatini? De-aia am zis că dacă Bendeac avea și un pui mei, omul din Beiuș pe care îl salut, nu-l cunosc, nu știu, dar dacă știi, scrie, las un mesaj aici, ești genial, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Îl băgăm la noi în sketch-uri. Îl băgăm la noi în sketch-uri, dar cine limită, că noi suntem de 3 ori cât el. Ceva nuntă? Bine, bine. Și de Ziua Mondială a Frumuseții, am vrut să fac live motiv, dar nu iese, cum ar zice Radu Banciu. Cum a zis el, mă? După bufnițași, bufnici, 99% dintre femei își cer bătaie. Restul de 1% sunt eu și mă bat singur. O cafea cu râs de focă. Cele bune, Doamne ajută, urmăriți-ne și pe Facebook. buymeacoffee.com/nicubendea. Dar chiar să divorțeze, ci că e cu muratoglu. E cu muratoglu. Îi bagă murătura la oglu.